Je m'appelle Julian Gergut, je suis de la Roumanie. Je suis kidnappé à Tambao par les groupes de Murabeti. Iulian Gergut, românul care este ținut ostatic de un an și jumătate de către membrii grupării jihadiste al Morabitun, a apărut într-o nouă înregistrare în care cere ajutor. Ministrul de Externe a transmis că a luat notă de înregistrarea în care apare românul răpit în aprilie 2015 în Burkina Faso și se fac evaluări privind autenticitatea ei. Iulian Gergut a fost răpit la începutul lunii aprilie 2015 în Burkina Faso, după ce 5 bărbați înarmați au atacat un convoi aflat în misiune de patrulare. Românul lucra ca agent de pază la o mină de mangan din Tambao, situată în nord-estul orașului Burkina Faso, aproape de granița cu Niger și Mali. Prima înregistrare cu Gergut a fost dată publicității la aproximativ 4 luni după ce a fost răpit în 29 august 2015. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic de soarta românului până luni, când a apărut o nouă înregistrare video în care Gergut solicită guvernului român să găsească o soluție pentru eliberarea sa cât mai repede cu putință. La fel ca și în cazul primei înregistrări, românul vorbește în limba franceză. Potrivit înregistrării, care durează mai puțin de un minut, ostaticul susține că înregistrarea a fost făcută în data de 21 septembrie 2016. Produsele mercredi 21 septembrie 2016, je suis capturé le 4 avril 2015 à Tambao par le groupe Murabeti. Je suis en bonne santé. Je demande à ma famille surtout à mon père George, à ma mère Cecilia, à ma femme Mihaela et à tous mes frères et toutes mes sœurs qu'ils fassent une solution avec notre gouvernement de Roumanie à propos de ma liberté. Mesajul românului se îndreaptă către familia sa, căreia îi cere ca împreună cu guvernul român să facă tot posibilul pentru ca el să fie eliberat. Iulian Gergut mai spune că starea lui de sănătate este bună și că se gândește în fiecare zi la familia lui. După ce înregistrarea a fost făcută publică, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că a luat notă de materialul video și că se fac verificări cu privire la autenticitatea înregistrării în care apare Iulian Gergut. Celula de criză interinstituțională care gestionează situația cetățeanului român răpit în Burkina Faso a luat notă de difuzare la data de 31 octombrie 2016 a unui material video cu cetățeanul român Iulian Gergut. În prezent se fac verificări privind autenticitatea înregistrării. Având în vedere specificul acestei operații, procedurile de verificare pot să dureze, a transmis MAE. Gruparea Al-Murabitun a fost creată în 2013 prin fuziunea a două formațiuni jihadiste, cea condusă de Mohtar Belmohtar și Mișcarea pentru Unicitate și Jihad în Africa de Vest. Burkina Faso, o țară săracă din Africa, a intrat din 2015 într-un ciclu de răpiri și atacuri teroriste, mai ales în regiunea de nord.